te rog să nu mă ții departe. Da, sigur, prin apostol ne-a învățat să zicem rugăciuni ca de exemplu Tatăl nostru. Sunt deja mulțumit că nu ne-ai obligat să zicem chiar Tatăl nostru. Ne-ai dat ca un model. Totuși, este cel mai frumos model pe care cineva putea să-l dea. Sunt și eu de acord cu tot ce ne-au învățat în catehism și ceea ce am înțeles și noi, cum că această rugăciune exprimă în realitate toate adevărurile, toate realitățile. Deci noi, tu știi, eu am extins până aproape 20 de pagini aceste cereri din Tatăl nostru și recunosc că 90% din ele mi le-ai împlinit, de exemplu și aceasta, ca să am acest locaș pe malul mării, unde pot dormi, pot sluji, pot mânca, pot vorbi, mă pot ascunde. Da. Pentru că dacă vreau să duc o viață cu totul secretă, o pot duce aici. Dacă vreau să o duc publică, pot să o fac publică. Da, recunosc că e un mare privilegiu acesta. Da. Și tu ești destul de secret față de noi, față de mine, deși recunosc că razele tale de iubire de foarte multe ori pe zi le pricep. Mă învăluie, le înțeleg, mă încălzesc. Sigur, aș dori mult mai mult, dar aceasta este și vina mea. Sau și dacă n-avem vină, îți mulțumesc pentru aceste frumuseți și pentru toate secretele pe care mi le-ai dat și pe care mi le-ai făcut să le cunosc, să le înțeleg. Și nu știu în ce privilegiu am înțeles secretul duhovnicești, spirituale, teologice, creștine, evanghelice, pe care văd că foarte puțin, aproape niciunul în jurul meu nu le-a înțeles. Bine, le înțeleg unii în momentul în care eu le explic, dar n-au venit ei la mine cu explicația aceasta, mă miră tare mult, că n-am eu creierul mai inteligent decât al lor. Să fi fost eu oare mai lucid? Îți mulțumesc că m-ai pus într-un loc în care pot să văd largul mării la răsărit, la apus și de la nord la sud. Da, asta înseamnă început de carnaval. Că știi, Paștele e aproape. Da. În fine, uite. Se învârtește liberă și goală. Orică le e frică, orică n-au poftă, orică le e frig, nimeni nu se suie și nu de azi. Da, foarte bine. Mai bine decât să auzi că au murit sau că au căzut de pe acolo sau au făcut infarct. Nu e așa făcută. Foarte bine. Da, Sant Antonio Abate. Uite-l, băiatul meu. Stă și nemișcat. Stă nemișcat acolo. Și ce? Nu se mișcă. Trec pe lângă el. Nu-i dă nimeni nimic. Poate până la urmă. Sunt toată ziua. Vine cu un euro, doi euro acasă. Îmi vine să plâng. Ce mira mie. N-are voie să aibă documente. Judecătorul a râs, tribunalul e incapabil, avocații nu-i lasă legile. Da, Italia, țară liberă, democrată, fost creștină, poate încă mai e un pic. Uite cum trec pe alături. Uite cum trec. Uite cum trec. Da, din fericire, tu m-ai ajutat. Eu n-am fost așa.
Eu n-am avut soarta asta. Să stau acolo, să treacă lumea pe lângă mine, să nu mă vadă. Soarta unui prinț. Nume de prinț în Nigeria, Igbinova, de rege. Cuoion, mie, Ozarodion. Uite, stau țațele lângă el, nu-l văd. La nici el nu face nimic. Nu poate fi acuzat că insistă, că deranjează. Stă și el acolo. Toată lumea care trece știe că are nevoie. Știe că nu are voie să aibă documente. Știe că nu-i dă nimeni de lucru. Și dacă cere, și trec altul. La 100 de metri este biserica parohială. Tare aș vrea să văd când este în alturghie. Dar încă. Se întoarce acasă la mezul nopții, probabil cu 2-3 euro. Asta este băiatul meu, Ozarodion, Igbinova. Stă acolo cu bărbița. De dimineață se scoală 6-7 și vine la mezul nopții. Probabil că schimbă locul unde se duce. Ar vrea să ajute, ar vrea să lucreze, să pricepe. E un intelectual, rafinat chiar. Da, nu-l pot filma, că stau ele și filmează în fața lui. Da, vine acasă, se pune pe scări și citește Biblia și se roagă. Asta face. Și cam bea de multe ori. Îl cred, îl înțeleg. Îmi vine să plâng în cohort. N-am ce face. Bine că mi-a dat Dumnezeu cămăruța în care îl pot ține. Și unde se poate spăla, poate mânca. Când vrea. Da, și țațele astea stau pace. Nu înțeleg nimic. Cuoio! How are you? You are nice. Hai, we film together. Hai. Eccoci. Oh, gave you something? Someone? Huh? 1 euro? 5 minutes? Huh? What? Yeah. Oh, nice. Very nice. You are rich, man. How many times? All the day here? No? Good. I leave you in peace. God bless you. And you pray for me. Că today is Sunday. Good? Come back. Not to midnight. Huh? Come rich. Huh? Ciao. Ciao, signor.